Alexandra și Andra. Alexandra și Andra. Andra și Alexandra. Fiind vorba de echipa lui Tudor Chirilă, începem cu Irina Rimes. M-am simțit ca la un spectacol. Am și uitat că sunt în scaunul ăsta, am și uitat că la un moment dat o să vină și echipa mea și va trebui să iau o decizie care mă doare. Am uitat. Asta e de bine. Da, asta e de bine și vă mulțumesc pentru asta. Mulțumim. Mulțumim tare mult. Trifoi cu patru foi. Aș vrea să-i spun Irinei. Irina, atenție la mine, pac. Ești într-un salon. Așa. Western. Da. Barmanul tocmai te-a întrebat ce servești în seara asta. Crochea, da, de acolo. Ce faci? Ce faci? E dansatoarea sau cine? Fetele au cântat frumos cu band în spate, toți mustăcioși, bărboși, ZZ Top like așa. Toți cu pălării de cowboy. Nu-i vezi cum arată? Adică, ba, aici suntem. Revinoți, bea o dușcă, un shot, repede, de tequila. Fetele au cântat foarte frumos. Eu acolo m-am simțit așa ca la un salon din ăsta western. Tu ai vreo recomandare? Nu știu. Andra are un timbru mai interesant și Alexandra a fost mult mai sigură pe ceea ce a cântat. Dar mie mi-a plăcut momentul. A fost chill așa. Frumos. Ia să vedem, mergem spre cel mai hot scaun de la Vocea României, scaunul în care se află Horia Roz. Fetelor, sigur că aveți două voci foarte bune, v-am auzit în blinduri, știam cu cine o să avem de-a face, dar nu vă ascund faptul că nu cred că vreuna dintre vocile voastre s-a potrivit pe piesa asta. Andra, mi s-a părut că îți vine greu să cânti piesa asta, iar pe Alexandra o vedeam așa la un concurs de muzică pentru copii mai degrabă. După interpretare, într-adevăr, Alexandra a fost mai sigură pe ce a cântat, dar și eu prefer timbrul tău vocal. Acum să vedem ce să aleagă Tudor. Da, eu subscriu părerii colegii mele. Nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred. Cred că ați fost la jumate din strălucirea pe care ați avut-o la blinduri. Cel mai frumos lucru pe care cred că îl felicit încă o dată pe Tudor este ținuta și vestimentația acestui moment, care fără doar și poate de care este... nu s-a ocupat el. Bravo. Cu siguranță a dat o teoroz, teoroz pentru că a zis, tocmai el a zis de vreo 2-3-4 pledoarii că el se ocupă de tot. El așa a zis. Eu iau de bună ce spune Tudor. Eu nu cred doar că el de coafură nu s-a ocupat. Că? În rest, doar de coafură, atât. Tudor Chirilă. Eu vreau să vă felicit că ați repetat și ați fost foarte serioase pe acest cântec. Mie îmi place ce a ieșit în seara asta și vă felicit pentru ceea ce ați făcut. Cred că ați dus mai departe și mesajul cântecului ăla intern, despre care am tot vorbit. Vă mulțumesc că sunteți parte și ați mai pus un moment mișto la echipa Tudor. Mulțumim! Bun! Dar după aceste cuvinte urmează o decizie. Grea, ușoară, trebuie să o iei. De aceea zic. Decizia lui Tudor Chirilă este. O să merg mai departe cu Andra Herța. Mulțumesc. Andra Herța merge mai departe în echipa lui Tudor Chirilă spre knockout-uri. Bun, i-a întors patru scaune. Ați vrut-o toți. Ai și tu dreptul la câteva cuvinte, susține-ți cauza, bate-te pentru tine. În primul rând, îți mulțumesc tare mult, Tudor. Sunt foarte fericită să fiu aici. Simt că am foarte multe lucruri de spus și foarte multă emoție de dăruit. Tare mult mi-aș dori să am ocazia să spun mai departe ceea ce sunt și ceea ce simt. Bun. Dragi antrenori, ați auzit-o.
Decizia voastră este... pentru Alexandra. Îți mulțumim, drumul tău la Vocea României din păcate se încheie astăzi aici.